Tot era așa un magazin unui copac și ăla am cărnit și de la magazinul și ăla am mers așa nu mult și în partea stângă era casa lui Omuleanu și ăla, la casă pământ. Să-mi minte, era rus. Și ai cumpărat de la el? Da, de la... Cât ai dat? 2000 de lei, dar trebuie să cumpăr, cum și se aud? Reparația 2000 și aparat nou tot 2000, să ăsta nu era nou. Nu, nu era nou, dacă de acasă, de la proprietar. Să-mi ți-o dat folosit. Da, și e de tot s-o revoltat. Deci ăsta e al doilea. Da, este e a doilea după aceasta. Și tot l-ai mai reparat, ce mai făcut? Da, tot am luat și l-am reparat, ectele. L-am reparam și tot nu poate, nu și. Și acum săptămâna trecută, prima dată ți-a dat un aparat gratis de la stat, fără mulțumită, fără nimic, da? Ba, da. Sau ai adus iar gâscă și ouă? Nu, i-am dus, eu am venit aici să-mi repar aparatul s-a stricat. Dumnealor au zis că nu poate să-l repari, că n-au toate detalii, nu știu. A. Și au zis că uite, du-te, tu ești invalid, zic, da, doamna și-ai roșcată. Dar dacă omul n-aude, nu are grad de dizabilitate sau trebuie să ducă întâi la stat sau ce are? Și zic că du-te la doamna Tamara, e de aparat. Eu zic, dar câte ori am fost, câte ori vin și cumpăr baterie și mă duc drept la dumneiei și întreb. Aveți aparate, răspunsul dumneiei, nu-s. E că am. Și doamna Lidia Petrovna de la Căușeni a zis, vale, dar tu câte ori vii și iei programare? Și cum? De tu și nu s-a dat. Zic, nu ne-a dat Lidia Petrovna. Ia că eu i-am arătat lui. Deci medicul de la Căușeni știa că trebuie să se dea, da, de la stat. Da, înșerim programare și tot înscrie, tot în cărcică. E că am fost în 2018 și am fost tot ne-a dat programare. Ca să mă duc să întreb, să că e așa, dumneavoastră nu m-a prinde fără programare. Și mă dușeam și tot îmi spune că nu și nu și nu. Am un două. În 2018 am fost, în 17 ca orele. Tot noi și noi și apam între cei vechi. Ei bine, și acum te-ai dus și au zis că au totuși. Te trimis aici și de-am avea eu. Am zis că au, da, au. Așa, și ți-o dat. Da, și mi-au dat. Dar casca aceea de plastic te-o trimis să o faci tot aici la privat, că ei nu... Tot aici, dar așa că ei fac cu bani, dacă n-aveți matrimat aici, aveți să vin. Fac cu bani, că e 360 de lei oliva asta la dașa. Deci în 24 de ani ai 3 aparate și ultimul, iată, în sfârșit l-ai prinit gratis, fără pomană și fără nimic. Da, două, numai doar două. Că tot cu conflict, tine ți l-o schimbat. Da, da. Faci plângeri la poliție machinații. Sau totuși crezi că o rămas asta? Fac machinații, fac asta. Și încă... Ne ducem și la doamna doctor să întrebăm și cu viața ei. Stai să vă arăt eu scrisorile care eu am fost la dumneai când și am sunat, nu că am fost. I-am zis, dar ce îmi trimiți scrisorile astea? Noi și trăim Europa să 250 de euro. Dar dumneai eu zis că... Și că dacă lei, lei, dacă lei ai, plătești în lei. Zic, zic, dar și de unde știu adresa mea? Zic, adresa mea e numai la Matale, aici. Eu n-am fost la dânsă. A, dar ce, niște firme private îți trimiteau scrisori? Da, da. Dar eu la dânsă n-am fost și adresa nu am, dar adresa dumneiei o dat de la spital. Oho. Da, din 2000. Și îți propuneau aparate și servicii. Da, eu că îmi spune... Poate scrisoare și ea să vă uleți. E că prin ei și reclame pe adresa... Da, e că aici îmi dădea o adresă, să vin la dânsă, ia câte... Nu știu, ia câte cuvânt. Unde e? Cu adresă, cu toate cele, da. Da, stai că este un lașei care 50 de euro. Păi nu contează, este reclame. Deci crezi că doctora le-a dat lor adresa de acasă cu informația... Când a sunat dumneavoastră. Cu informația personală că ai nevoie de aparate acustice. Da, eu la dușă n-am fost. Asta e foarte grav. Și face, dacă se demonstrează. Dar nu știu 50 de euro, da. Păi nu contează, na, e business, e business. Din 2000. Dar cine e firma asta sau care e acustic med? Sau e alta? Eu nu știu unde e firma asta. Am văzut că era o adresă, o hartă acolo, e alta. Asta e din 2015 și e din 2016. Da, și ea ce-o zis? Că nu i-au dat adresa asta. Da, poți și nu știi unde te duci tu și le dai adresa. Adică eu nu le dau adresa mea și au nevoie cu adresa mea. Și încă și informația că n-aud bine. Eu prima dată am auzit când m-ai sunat, dar de câți ani ne cunoaștem? Și prima dată am auzit că n-auzi bine. Ca ai aparat. Da. Eu n-am știut chestia asta. Erau suntem 400 colegi. De euro și cu 200 de euro. Dacă reducere, da. Da. Ce adresă au?
Pușkin, as. Da. Pușkin și Gagarin, sunt în centru, nu sunt aici la Botanica. Presupui că ia o dată adresele și informațiile că ai nevoie de aparat. Am fost, nu știu ce arăt, am fost o legă în 2019 și am fost. Unde? La dumneai. A, ok, și? Și au zis că n-are și n-are, am să-ți găsesc vizitca și ei care mi-a dat, m-a trimis la vizitcă pe adresa și ei. Eu n-am fost, eu nu li... Că... Da, care adresa și e? Acolo la 40 de ani, cum zici, la privat? E ca acum în AI ne-a scris duci cu 125. Spectru acustic. Da, doamna, strada Vasile Alexandrie. A, păi da, e la Gaudiamus. De unde? Și lângă Ministerul Sănătății. Și domnia ei îmi zice că eu mă duc la dânsă și le dau adresa. Da, că eu și nu știu unde mă duc, dar asta de și ne-a dat domnia ei. Și grijă ai, tu să-mi dai să mă duc acolo să îmi cumpăr aparat. Să te ajut! Ai văzut? Bine. Să ajut puțin de ziua. Da. Da, și 2000 de lei nu-i, mă. Oleg... Cât ai pensia? 700 de lei. Gradul 3, zis, da, de dizabilitate. 3 de viață ne-a luat dată. Da, e că tot aia... Și ziceai că ai cerut 2 și... Deci o zis, a, da, o zis că nu ca ta grupa a doua, că e s-o iei pe a treia s-o iei. Cine o zis? Chiar medicii de la comisie sau nu, de, chiar doamna, femeia de la spital, asta? Da, de la spital, doamna Tamara Alexeevna. E ca în asta am fost. Și tot... cum de-ai tăcut pe namu? Nu te teni șamu că să facă, să răzbune, că... A să răzbune. A să răzbune. Și poate să-ți fac. Baterii, dar când ar să vii... Da, a să răzbune. Dar bateriile văd că-s pe bani, oricum. Cu bani, cum? Eu nu înțeleg de ce statul n-ajut cu nică. Cam e cât ca costă? 80 de lei. Setul? Da. Și cât ajută? Și cât ajută? O baterie pe o săptămână ne ajunge. Deci un set de acela, o lună jumate, două, da? Nu, e pe o lună. Pe un set e pe o lună, dar până nu vreo 6-8 baterii acolo. Da, 6 bucățele acolo și da, da, pe o lună. 4 săptămâni în lună. Da. Ok, o lună jumătate. Nu, ce vreau să te mai spun? Nu acordă statul nimic cu invalizii ăștia, eu nu înțeleg. Deși proprietarul poate să aducă, să facă ei business, dar statul nici nu acordă niciun ajutor nimic la invalizi. Proprietarul afacerii. Da, proprietarul afacerii, da. Ce să mai spun? Îi spun că-s partenerii producătorilor. Ce că așa? Dar banii să ne întoarcă, când ne-am dat pe reparații și să ne întoarcă 2080 de lei. Așa și mai am să spun. Aici la glanda tiroidă în anul... Da, doamne... Asta de-a mai cu altă suferință. Da, și asta tot eu nu știu să o povestesc. Hai să facem alt chinou, dar... Cazacioc Inga de la Căușeni m-a trimis la oncologie în 2002 să-mi fac operație la glanda tiroidă. Eu țin minte, medicul era doamna Valentina, nu vreau să știu familia, nici n-am nevoie. Asta... Am dus tot cu mama, ne-am dus, era dumneavoastră ei, m-a lăsat mama în spital și dumneavoastră ei i-a spus lui mama că să-i aducă bani pentru operație. Nu m-a operat până și... A? Cât? 1.500 de lei. Tot dată mână, nu la casă. La mână, nu. Nu dumneavoastră ei. Dar știți că oncologie tratează gratis. Atunci de-am noi erai copilă, dar e oncologie. În Sfânta Cruce. Și toată oncologia tratează gratis. Și ftizia, care e cu tuberculoză, tot e gratis. Copiii, ftizia și oncologie e gratis, de la stat. În Sfânta Cruce. N-a știut și ați adus bani. Am adus bani. Și te-a operat. Mama lucra pe atunci la tutun, la Căușeni, la uscat tutun.